Cele 23 de societăți comerciale vizate au reușit să cumuleze datorii de peste 30.000 de lei. Printre ele se numără mai mulți agenți economici din zona industrială, dar și două dintre cele mai pretențioase restaurante din centrul municipiului Constanța. Pentru a-și recupera banii, reprezentanții SCR AJS au trimis datornicilor avize de debranșare, astfel că abonații au termen de 5 zile să achite dările restante. În caz contrar, vor fi debranșați de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În fiecare săptămână sunt avizați sute de abonați cu restanțe. Reprezentanții SCR AJS spun că aceasta este cea mai eficientă măsură pentru recuperarea datoriilor.